Bună ziua, în primul rând, și vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor din presă și doamnelor, că ați dat curs invitații la conferința de presă astăzi a Partidului Național Liberal. O conferință de alegeri împreună cu colegii mei, domnul deputat Leureanu, domnul consilier județean Valentin Stavrache și secretarul general al Partidului Național Liberal, domnul subprefect Adrian Ciobanu. Conferință de presă normală după alegerile din 9 iunie. Alegeri care arată o radiografie a județului Neamț astăzi, o radiografie pe care noi, liberalii, cel puțin, o înțelegem în felul următor. Prima dată aș vrea să mulțumesc din suflet tuturor celor care s-au prezentat la vot, tuturor nemțenilor, sunt 216.000 de nemțeni care au fost la urne, ceea ce arată că exercițiul democratic s-a desfășurat în condiții bune, chiar foarte bune, cu o prezență mare la vot. Mulțumesc foarte mult celor 70.000, peste 70.000, de cetățeni care au ales să voteze echipa Partidului Național Liberal. Asta arată că Partidul Național Liberal are un fundament bun în județul Neamț, are un fundament stabil în județul Neamț. 70.000 de voturi nu sunt de aici de acolo, reprezintă un număr apreciabil de voturi și de susținere a Partidului Național Liberal. Ca o scurtă radiografie, Partidul Național Liberal câștigă 41 de mandate astăzi, la ora la care vorbim, 41 de primari, în total de 83. Asta înseamnă că Partidul Național Liberal este primul partid din județul Neamț ca număr de aleși locali și aici mă refer strict la primari. Celălalt partid, competitorii noștri, cei de la PSD, obțin un număr de, cred că, 40 de mandate de primari și mai sunt doi primari, vorbim de doamna primarul Sache de la Tașca, primar independent, și mai vorbim de situația de la Dămuc, care astăzi e, din punctul meu de vedere juridic și legal, e ușor incertă. Sunt contestații depuse la Biroul Electoral Central, așteptăm de acolo o decizie să vedem cui se atribuie mandatul de primar, domnului Covasan de la AUR sau Partidul Național Liberal prin candidatul nostru, domnul Cezar Trifan. Astăzi, teoretic, după închiderea numărătorii, cel de la AUR, domnul Covasan, ar fi în pole position, dar așteptăm să-și spună, așteptăm un verdict de la cei de la Biroul Electoral Central. Dar astăzi, pe calculul nostru, avem 41 de primari, ceea ce înseamnă că Partidul Național Liberal are cel mai mare număr de primari din județul Neamț. Comparativ cu anul 2020, în Partidul Național Liberal au obținut 33 de primari, astăzi avem 41, deci clar avem o creștere a numărului de primari. Dacă vorbim de consilieri locali, avem 417 mandate de consilieri locali Partidul Național Liberal la nivelul județului Neamț, față de 392 în 2020, iarăși o creștere. Avem 14 mandate de consilieri județeni față de 2020, când au 11 mandate de consilieri județeni, din nou o creștere. Dacă ne raportăm la voturile pe care le-a obținut candidatul Partidul Național Liberal, adică subsemnatul la alegerea pentru președintele Consiliului Județean Neamț, avem un total de 70.543 de voturi față de 62.000 în 2020, iarăși o creștere. Iar la Consiliul Județean pe votul politic avem 68.128 de voturi valabile exprimate față de 57.449 în 2020, iarăși o creștere și, repet, 14 mandate de consilier județean față de 11 mandate în 2020. Asta arată că Partidul Național Liberal a crescut față de 2020, crește de la ciclu de alegeri la ciclu de alegeri. Asta înseamnă că, din punct de vedere politic, noi, liberalii, echipa Partidului Național Liberal de la Neamț, ne-au făcut bine treaba. Dacă vorbim și de votul politic la primari, Partidul Național Liberal înregistrează 78.645 de voturi, adică 37,85%, față de 62.000 de voturi în 2020. Deci o creștere de aproximativ 16.000 de voturi între 2020 și 2024, ceea ce arată din nou o creștere a votului și a intenției de vot pe Partidul Național Liberal. O să-i rog și pe colegii mei să adreseze câteva gânduri și câteva cuvinte. Eu vreau să mulțumesc, în primul rând, nemțenilor care ne-au votat, nemțenilor care au fost alături de noi și am înțeles programele pe care Partidul Național Liberal le-a avut pentru județul Neamț. Am avut 5 zone în județul Neamț, Bicaz, zona de munte cu Bicaz, zona Piatra Neamț, zona Roznovului, zona Romanului și zona Târgu Neamț. Am avut proiecte pe fiecare zonă în parte, proiecte bune, cred în continuare, proiecte foarte bune care puteau aduce modernizare în județul Neamț, puteau aduce dezvoltare în județul Neamț, atât pentru mediul administrativ, atât pentru localități, cât și pentru mediul privat.
Alegătorii, cetățenii au înțeles că în democrație, știți foarte bine, puterea e la cetățean, iar puterea cetățenii și-o exercită prin vot odată la 4 ani. Soarta sau decizia lor a fost înspre competitorii noștri politici, cei de la PSD, care au câștigat alegerile. Pe această cale vreau să felicit toți competitorii care au intrat în cursă, indiferent de partidul din care fac formațiunea politică din care fac parte, și pe cei care au obținut rezultate mai bune și pe cei care au obținut rezultate mai puțin bune. Toți am fost competitori în aceeași bătălie, să spun, politică. Din punctul meu și a colegilor mei, bătălia politică s-a încheiat pe 10 iunie dimineața. La acest moment, nu cred că mai avem vreun război politic sau vreo bătălie politică de dus cu cineva în județul Neamț. De acum încolo trebuie să chipzuim ca aceste mandate pe care Partidul Național Liberal a primit, 41 de primari, 417 consilieri locali, 14 consilieri județeni, această armată de oameni politici ai PNL-ului trebuie să intre în câmpul muncii, să presteze politic și administrativ pentru cetățenii din județul Neamț, pentru cetățenii din fiecare localitate. Cred că ce a însemnat luptă, război politic în ultimii ani până la momentul alegerilor, ar trebui să o închidem astăzi într-un mod ferm, ca să spun așa, și mai departe să ne vedem fiecare de interesele pe care le avem din punct de vedere politic, pentru că urmează și alte runde de alegeri, atât prezidențiale cât și alegerile parlamentare de la sfârșitul anului, dar dacă vorbim de administrație publică locală și administrație publică județeană, aici trebuie să gândim cu rațiunea, vocea rațiunii trebuie să primeze nu orgoliile liderilor politici sau a competitorilor politici sau a partidelor, ci vocea rațiunii trebuie să primeze, pentru că avem treabă de făcut în Neamț. Nu renunțăm niciodată la proiectele pe care le-am avut în campania electorală și reiterez câteva dintre ele care sunt primordiale și vorbim de investiția în construirea unui spital județean nou la Piatra Neamț, care trebuie să rămână un proiect de județ, indiferent de partidul politic care a câștigat alegeri, despre un proiect comun. Vorbim de drum expres Piatra Neamț-Bacău și varianta ocolitare a municipiului Piatra Neamț, care la fel sunt proiecte extrem de importante pentru dezvoltarea din punct de vedere și economic, dar și pe infrastructura rutieră, și celelalte proiecte pe care le avem de gestionat, cum ar fi și podul de la Lusca, care într-adevăr trebuie construit cât mai repede, cât mai repede cu atât mai bine. Iar aceste proiecte și aceste deziderate nu sunt ale unui singur om, al lui George Lazar sau Partidul Național Liberal, sunt proiecte care trebuie să vizeze întreg județul Neamț. O să vă rog, domnule deputat, să spuneți dumneavoastră câteva cuvinte și pe colegi și după aia, dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Să rămână bună ziua, vă salut și aș vrea să încep prin a mulțumi tuturor celor care au crezut în proiectele noastre, au crezut în forța noastră de a face lucruri bune, au venit și au votat Partidul Național Liberal. Vreau să mulțumesc și tuturor celor care au ieșit la vot și poate au avut alte opțiuni, dar au votat onest și corect. Nu mulțumesc și dezavuiez pe toți cei care au votat prin influențe de orice fel, pentru că sunt și astfel de lucruri care s-au întâmplat. Eu cred că votul trebuie să fie onest și corect, iar toți cei, indiferent din partea cărei formațiuni, au avut votul schilodit, nu se vor bucura niciodată de respectul meu, dar toți oamenii onești și corecți care au votat așa cum și-au dorit, conform propriilor percepții, au tot respectul, chiar dacă au avut opțiuni diferite. Vreau să-i felicit pe toți cei care au obținut funcții de conducere în instituțiile administrative și să aibă succes în nouul mandat, pentru că menirea este de a face lucruri bune pentru comunitățile pe care le vor coordona în activități, în tot ceea ce urmează perioada următoare. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul președinte, că trebuie din momentul de față găsite soluții pentru a putea promova proiectele pe care Partidul Național Liberal le-a lansat la nivelul fiecărei localități sau la nivel de județ. Este foarte important că cei 4 ani care urmează județul să se dezvolte, comunitățile să dezvolte, iar acest lucru eu cred că este posibil dacă acționăm cu foarte multă înțelepciune, iar până la urmă arta unui politician trebuie să stea și dincolo de bătăliile politice pe care le duce, strategiile pe care le aplică și în arta negocierilor.
În rest, multă sănătate tuturor și să avem un an bun până la sfârșit, chiar dacă, din punct de vedere politic, competițiile nu s-au terminat. Dar eu cred că, până la urmă, cea mai mare efervescență, cea mai mare determinare, cele mai multe motoare pornite le ai la alegerile locale. Acum au fost cuplate și cu cele europarlamentare. Sigur, ne așteaptă două competiții importante, la prezidențiale și la parlamentare, dar, așa cum am spus, în momentul de față lucrurile sunt oarecum cerute, așezate și trebuie să construim pe ele. Partidul Național Liberal își propune să construiască, nu să dărâme, pentru că este foarte important ca oamenii să poată beneficia de tot ceea ce noi ne-am propus în perioada următoare. Așa încât multă sănătate și mult succes tuturor celor care au obținut funcție de conducere, indiferent de formațiunea politică din care fac parte, să facă lucruri frumoase și bune pentru oamenii pentru care și-au pus acum mandatul în evoluție. Vă mulțumesc! Dacă sunt valide, respectiv. Da, dacă pot să adaug și eu doar câteva cuvinte. Bună ziua și eu aș vrea să mulțumesc lângă celor care au ieșit la vot și au arătat că democrația funcționează, în special celor care au dat un vot de încredere Partidul Național Liberal. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat în această campanie, o campanie deosebită de punct de vedere. Și, după punct de vedere, cumva noi totuși am câștigat, chiar dacă, în esență, nu am ieșit câștigători în primul loc. Eu, din punct de vedere personal, pot să vă asigur că echipa care mă face parte de Consiliul Județean voi lucra întotdeauna în slujba acelor celor. Atât. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări din partea noastră. Bună, domnul deputat, primarul Reanu Gașpa. Cred că, uitându-ne pe cifre, în momentul de față, și raportându-ne și la nivel național, majoritățile zdrobitoare și la Consiliul Județean, și la Piatra, și la Roma, și la Primăria, ar fi PNL-PSD. E un mesaj pe care l-ați transmis indirect către cei de la PSD să vă așezați la masa negocierii pentru a realiza viitoare majorități care, practic, ar pulbera orice discuții în Consiliul Local sau Consiliul Județean pe tema bugetului primarilor, a hotărârilor privind bugetul și altor hotărâri privind patrimoniul. Da, nu e, o să vă spun și eu și domnul deputat, la întrebarea noastră, e o întrebare foarte corectă. Nu e un apel lansat către principala formațiune din județul, adică către PSD, acest mesaj din conferința noastră de presă, și ne interesează doar în plan politic în interiorul organizației noastre, cine e viceprimar acolo sau pe cine și un primar de-al nostru viceprimar în altă parte. Esența politicii și a alegerilor este ca după alegeri, din punctul meu de vedere, competitorii care s-au bătut în timpul alegerilor să poată să stea toți, da? Când vorbesc tot spectrul politic, să poată să stea la aceeași masă să gândească programe și soluții pentru problemele actuale. Avem în zona județului Neamț astăzi câteva probleme extrem de importante. Apa, situația companiei județene Apa Serv și problema apei din Piatra, din Roman, din Târgu Neamț și din alte localități. Avem acel poim pierdut despre care tot am povestit, numără în EREAU. Avem problema construirii unui spital de urgență nou, care este o prioritate zero din punctul meu de vedere la județul Neamț. Și problema infrastructurii rutiere, unde intră podul la Lusca și, foarte important, construirea drumului expres Piatra-Neamț Bacău. Din punctul ăsta de vedere, noi liberalii stăm de vorbă cu absolut oricine, la aceeași masă, pentru a lua cele mai bune decizii și pentru a găsi cele mai bune soluții. Despre asta discutăm. Nu despre a primi sau a oferi o funcție politică aici sau acolo. Discutăm despre un întreg mai mare. 4 ani de zile până în 2028, județul Neamț nu mai are alegeri locale. Sens în care actualii conducători ai județului, primari, președinte Consiliul Județean, negocierile care se vor face la un moment dat cu privire la majorități în Consiliul Local sau Consiliul Județean, trebuie să regăsească principalii actori politici cu capul limpede și deschiși la dialog. Despre asta discutăm. Peste 4 ani, în 2028, când vor fi alte competiții politice, până atunci să dăm Dumnezeu să ajungem cu toții sănătoși. Dar până atunci oamenii ne-au investit în funcții și pe noi, și pe cei de la AUR, și pe cei de la USR, dacă vezi, și pe cei de la PSD, și pe celelalte formațiuni politice, cu încrederea că fiecare consilier la fiecare comună și inclusiv cei de la Consiliul Județean sau noi, cei care suntem lideri politici, avem soluții să rezolvăm parte din problemele din județul Neamț. Despre asta discutăm. Cum comentați situația de la primăria Piatra Neamț? Ați pierdut Piatra Neamț?
pierdut. Cine a pierdut? Primarul Caradeni. Ah, dacă ați spus așa, da, a pierdut, da, e o realitate, ce să comentez? A pierdut primăria Piatra Neamț, da. Poftim? Păi, vom face analiză în interiorul structurilor noastre de partid, că nu doar la Piatra Neamț am pierdut alegeri, sunt câteva localități care PNL-ul a luat un scor mult sub așteptări, sub targetele pe care noi le-am dat colegilor și sub așteptările pe care noi le aveam. Sunt și câteva localități în care PNL-ul ne așteptam cu primare în funcție să avem un rezultat mult mai bun. Și au încă un rezultat, să vă dau exemple, cum e și Piatra Neamțul, e și Secuienul, dacă vreți, comuna Secuienul în care PNL-ul pierde, alegerile cu primare în funcție. E comuna Pângăraț, unde la fel Petronel Manca și primare în funcție pierde alegerile. Adică mai sunt situații de genul ăsta, are și PSD-ul, slavă Domnului. Mă refeream strict la municipiul reședinței de județ. Dom'le, echipa PNL de la Piatra Neamț se pare că a avut o abordare cel puțin greșită din punctul meu de vedere, care nu i-a permis să câștige alegerile. A avut o abordare pentru că, având primar în funcție, ai foarte multe elemente pe care le poți juca, din punct de vedere și administrativ, în discursul public, dar și politic, dacă vreți. Dacă le-au jucat cum le-au jucat, o să facem o analiză în interiorul partidului. Acum, știți cum e? Eu înțeleg foarte multe vizavi de Piatra Neamț. Eu vorbesc aici și de proiecte de aproximativ 100 de milioane de euro, bani europeni și guvernamental atrași de administrația liberală în Piatra Neamț, bani care s-au regăsit și se regăsesc în continuare în investiții și în lucrări. Că aceste lucrări au fost, în ultimii 2 ani, ca să zic așa, au ținut capul de afiș al problemelor din Piatra Neamț, e adevărat. Eu consider, și consider și Pietrinii, să știți, din sondajele de opinie, cea mai gravă și cea mai importantă problemă a municipiului Piatra Neamț a reprezentat-o și o reprezintă în continuare Spitalul Județean. Ca să știți. Doar că această problemă a infrastructurii rutiere, bulevardele Traian Decebal, au preluat și au descărcat din problema spitalului și a devenit aceasta cea mai importantă problemă de moment pe poza zilei. Și aceste lucrări care trenează de 2 ani de zile și care au creat un disconfort total în orașul Piatra Neamț, e clar că au atras și sancționarea administrației Carabela la Piatra Neamț. Deci înțeleg că analizați dumneavoastră că primarul Carabela a pierdut alegerile și nu Adrian Niță le-a câștigat. Adrian Niță este beneficiarul unor voturi în Piatra Neamț. Nu știu dacă le-a câștigat Adrian Niță sau le-a pierdut Andrei Carabela. Eu cred în felul următor. Cred că au fost niște sabotaje la aceste lucrări, ca ele să se deruleze în timp mult mai îndelungați. Au fost luni întregi de zile în care mergeam pe stradă și eu, ca și dumneavoastră, și nu lucra aproape nimeni pe cele două bulevarde Traian și Decebal. Și atunci oamenii, sigur că își pun problema. Domnul primar, ați început niște lucrări, de ce nu le finalizați? Și atunci oprobiul public, da, nemulțumirea maselor din Piatra Neamț și a celorlalți, s-au dus direct către cine? Către primar. Știți cum e? În orice localitate, în orice comună, în orice sat, oraș, municipiu, dacă se întâmplă lucruri bune, primarul e bun. Dacă se întâmplă lucruri mai puțin bune, primarul nu e bun. Despre asta e vorba. Omul simplu nici nu are de unde să știe, probabil nici nu-i treaba lui să știe ce stau în spate și care sunt mecanismele și resorturile de a putea realiza o investiție sau nu. Ce te împiedică să o termin la timp? Eu vă dau și un alt exemplu. Tot facem politică acum. La Cluj, de exemplu, unde primarul Emil Bogun, unul dintre cei mai performanți primari din România, nu neapărat ai PNL-ului, are lucrări în derulare la acest moment de 4,6 miliarde de euro. Este wow în România. Este topul investițiilor din România pe fonduri europene. Și a început lucrările la metro. Lucrează cu cea mai profi firmă din Europa și chiar din lume, care au făcut metrou și în Dubai, în foarte multe state. Și a început să facă metrou în Cluj. Rezultatul comparativ cu sondajele de opinie, sondajele de opinie dau pe Emil Boc undeva la 66-67%, rezultatul este undeva la 44%. Iar contracandidatul, un tip independent, Sărbin Sărmaș, care a fost colegul noi liberal, un tânăr care și-a construit toată campania doar pe mediul online și pe TikTok, făcând flotări sau alegând prin parc, dar e un mod de a face campanie, un stil de viață sănătos, nu, Doamne ferește, nu e ceva negativ, nu contest, dar asta a vorbit în toată campania lui la Cluj despre a fi sănătos și despre un regim de viață sănătos. Care, sigur, e bun, dar nu ne interesează partea administrativă. Iar Emil Vocan demara lucrările la metrou și, repet, în afară de acele lucrări la metrou, în total sunt lucrări de 4,6 miliarde de euro. Și diferența dintre ei doi a fost de 12%. 44 la 32.
și de dreptul de rudenie cu Dâncu. Asta nu știu acum, dar v-am dat un exemplu, adică sunt primari extrem de meritoși ai Partidului Național Liberal, care au făcut foarte multe lucruri și au scos un scor neașteptat sau sub așteptări. La Piatra Neam, clar, nemulțumirea oamenilor față de lucrările de pe Traian Decebal au explodat în ultima perioadă și asta a fost rezultatul. Aici sunt multe de comentat, sunt multe de spus. Ar fi trebuit o altfel de strategie, din punctul meu de vedere, în care să ajungi țintă om cu om, cartier cu cartier, bloc cu bloc, să reușești să explici oamenilor de ce sunt întârzieri, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, când se vor finaliza. Trebuia o strategie ușor diferită, din punctul meu de vedere. Dar asta e realitatea. Mergem înainte. Piatra Neamț are un primar tânăr până la urmă, un primar care sper să facă treabă în persoană la Adrian Niță. O să vedem ce va face în mandatul de 4 ani. Va face mai multe sau mai puține decât Andrei Carabelea? Mai lucruri mai bune sau mai puțin bune decât Andrei Carabelea? Asta o să vedem peste 4 ani, că omul nici nu și-a început mandatul. Pentru că analiză, dumneavoastră ați obținut peste rezultatul partidului politic, domnule Oreanu, peste rezultatul partidului la Roman, la Piatra Neamț exact. Asta e situația, asta s-a întâmplat, într-adevăr. Eu o să vă spun o chestie, pot să vă dau și o chestie care să vă fac o mare știre, să plece din Neamț în toată țara, dar nu vă fac. Mai bine vă spuneți. Nu, dar o să vă... Dar nu, că dau și o chestie din meditații, că nu trebuie să te gândim numai mai meditează și presa. Eu cred că dumneavoastră... Nu totdeauna bine. Cred că dumneavoastră ați simțit anumite lucruri care s-au întâmplat și eu atât aș putea să consider că au fost și elemente în aceste alegeri care au influențat într-un fel sau altul aceste alegeri. Și nu doar la Piatra sau la Roman. Mai mult, mult mai mult decât atât. Da? De asta am zis dumneavoastră, presa care face și activitatea de investigație și așa mai departe, probabil ați depistat anumite lucruri. Nu credeți că ați venit într-o casă, dar spuneți-o, scuzeți și medicament, dacă e mai greu decât electoral, ce poate fi? Cu pistolul la tâmpul, ce poate fi? Nu ești chiar așa. Păi, mai rău decât mintea electorală. Da, asta am spus. Sau eu am simțit lucruri. Gândiți-vă la numai acest aspect. Extraordinar de multe secții în care nu s-au închis cheia. Și mama, acum vreți moră în gură, nu? S-au făcut, păi nu, sunt procese, sunt foarte multe. De la Suceava până la București, de la Vaslui până la Oradea. Și da? Și în Neamț. Și în Neamț, uitați de Mucu. Cum? Și la Roman? Nu, la Roman nu s-au făcut contestații că s-au tras așa lucrurile bine. Nu, dar au fost fraude electorale și despre asta vorbim. Au fost și elemente de fraude electorale. Eu cred că, vă scuzați o secundă, cred că domnul Leoreanu, ca să-l completez, spune felul următor, o chestie, e o imagine per ansamblu în exact. România, nu doar în județul Neamț. Exact. Eu vă dau câteva date statistice și am încredere 100% în sondajele de opinie pe care Partidul Național Liberal le-a comandat atât la nivel central și la nivel județean. Am lucrat cu 3-4 case de sondare opiniei publice diferite unele de altele. Și în ultimul an de zile. Și toate rezultatele la sondaje nouă ne-au indicat niște intenții de vot la un anumit moment. Acele intenții de vot le-am văzut și la Iași, unde primarul de la Iași avea o intenție de vot de 54% pe sondaje, a obținut undeva la 32-34%, deci pierde 20%. La Roman avem o intenție de vot de aproximativ 40% peste competitorii politici de la PSD. Am obținut un câștig undeva la 10%, 12%, da? Deci mult sub așteptări. La Suceava era intenție de vot la Consiliul Județean de 56%, s-a pierdut Consiliul Județean. La Constanța era intenție de vot de 51%, s-a obținut 30%, și Consiliul Local câștigat de PSD, chiar dacă primarul ieșit de la PNL. La Cluj, la Cluj am repetat, la Alba Iulia, și exemple de genul ăsta sunt multe. A existat probabil un val care noi nu l-am simțit, nu l-am perceput, decât acum post-alegeri, care a influențat acest vot. Deci nu vorbesc în urmă despre eu vorbesc despre o chestie pe care nu pot să o cuantific foarte bine. Dar a simțit-o. Că nu pot să o cuantific foarte bine, nu știu dacă e fraudă sau nu. Dar în Roman, de exemplu, ca să vă dau un exemplu, sunt oameni care ne-au oprit pe stradă și pe mine și pe domnul Deblaș și pe mulți alți prieteni să ne spună că au fost abordați de diversi cetățeni din partea altui partid politic și li se ofereau sume de bani. Existau oameni cu liste în fiecare față, la fiecare secție votare în față, de la alt partid politic, care bifau cine a fost, dacă ai fost, da, și după aia te căuta cineva. Cu avans și chenzină. Da, cu avans și lichidare, cum se dea salariul înainte.
Nu există plângere în sensul ăsta, că nu ne jucăm acum de ahoții și varni. Și de eu vă spun că sunt realități care s-au întâmplat. Eu nu spun că PNL-ul, ca să nu răstrămăcim conferința de presă, nu spun că PNL-ul a pierdut alegerile, că a fost furat. Ăsta este rezultat. Am spus de la început. În democrație, puterea e la cetățean. Cetățeanul a hotărât ca o parte dintre voturi, 70.000, se ducă la PNL. Ok, foarte în regulă și mulțumesc și apreciez treaba asta, pentru că am scos cel mai bun scor, nu că mă laud eu singur, nu e vorba că sunt eu președinte, un cap pe care am făcut într-o echipă. Eu nu pot să fac nimic de unul singur, pot să fac doar într-o echipă. Și cu Laurențiu Leureanu și colegii consilieri județeni, cu secretarul general care a muncit pe rupte, cu Adrian Ciobanu și cu toți colegii din județul Neamț care au candidat de la consilier local la primar, au obținut cel mai bun scor pe care Partidul Național Liberal l-a avut în Neamț. Adică avem cel mai mare număr de primari pe care l-a avut vreodată PNL-ul în Neamț. Dacă asta înseamnă mult sau puțin, asta nu suntem acum nici la examen să spun dacă eu am câștigat sau am pierdut. Eu spun că am obținut un scor electoral bun, care pe mine mă mulțumește. Dar, sigur că nu mă mulțumește întru totul, pentru că ținta noastră erau și câștigarea alegerilor la nivelul Consiliului Județean. Corect. Ăsta a fost votul cetățenilor, îl respectăm, mergem înainte, mergem mai departe, după cu sus. Pe fundul declarației dumneavoastră, reprodut din memorie, vă rog, că din momentul ăsta nu mai sunteți în război cu nimeni, cu niciun competitor politic. Da, e corect. Război în bătălie politică. Pe fundul acesta, corect, nu am întrebat dacă asta e o ușă deschisă spre PSD, pentru că cu altcineva nu m-a ascultat până acum, decât cu PSD. Și atunci... Nu, ne-am dat cu mai mult. În eventualitatea... Cu forțe văzute și nevăzute. Așa. Aș întreba pe acest punct, domnul Leureanu. Da. Dacă ar fi să colaborați cu PSD, l-ați luat vice primar? Am timp să meditez. Apropo de chestia mai devreme, știți? Și eu am timp să meditez. Toți trebuie să analizez, trebuie să vedem exact cât s-a impactat, cât s-a adus. Știți, unele răni se închid, dar rămâne cicatricea și când apeși pe ea, doare. Vom vedea și vom analiza. Vă rog, ce este? Ați întrebat și dumneavoastră și domnul Bănescu și Gabea Petri. Sau l-ați întrebat? Mi s-a... Nu, doamna, scuze, da. Cum să nu, domnul Valim? Cred că oamenii, și vorbesc la modul extrem de sincer, cred că oamenii au văzut competiția politică, au văzut lupta politică, dar dintre toate partidele, pentru că PNL nu a fost într-o competiție directă doar cu PSD-ul. De la noi au luat voturi cei de la ADU, da? De la Alianța Dreptate, sau cum se cheamă, Dreapta Unită. Dreapta Unită. Așa, USR, PNP, Forța Verde, care au revendicat un pol național și un pol în fiecare județ de dreapta. Competitor direct al PNL-ului, cu PSD-ul nu ia din voturile liberalilor. Din voturile liberalilor au tot formațiunile de dreapta, da? A existat un dinamism al luptei politice, nu doar cu un singur adversar, cu PSD-ul. Până la urmă și cei de la AUR sau cei de la alte partide sunt tot competitori politici în aceeași luptă politică. Și ce vreau să spun, care e important, consider că de la momentul ăsta lupta politică s-a tranșat. Da? Avem rezultatele, știm rezultatele. Ok. Oamenii care au votat, că PNL, că PSD, că AUR, au votat cu un scop. Au acolo o dorință. Dom'le, am votat pentru un spital nou la Neamț. Dau un exemplu, da? Care consider că e foarte important. Am votat să se rezolve problema apei. Cred că 4 ani de zile cetățenii județului Neamț nu vor să mai vadă în continuare încă 4 ani de luptă politică între PNL, cu PSD, nu știu, cu USR, cu cine vreți dumneavoastră, în care să ne acuzăm reciproc unii pe alții, să ne jurăm că ai făcut bine, că ai făcut mai puțin bine. Cred că discernământul ar trebui să fie pe primul loc și acolo să fie discuții constructive la nivel de comună, oraș, municipiu, Consiliul Județean, în care cu ceilalți competitori politici să poți să stai la masă să iei deciziile bune. Că nu o să pun niciodată PNL-ul pentru Spitalul Județean. Clar, nu o să pun niciodată PNL-ul să rezolvă problema apei, dacă acea soluție este soluția bună și corectă. În rest, Partidul Național Liberal o să decide, probabil, conducerea Partidului